Odată cu sosirea primăverii încep să apară și primele locuri de muncă. Dacă luna trecută la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă nu era niciun job disponibil, de data aceasta sunt scoase la bătaie 4 posturi. Este vorba despre un loc de operator calculator și alte 3 de inginer topograf. Angajația GOFM se așteaptă ca în perioada următoare ofertele de lucru disponibile să crească. Pe de altă parte, în primele 3 luni ale anului 2013 s-au înregistrat la din 2062 de șomeri, dintre care 1806 sunt neindemnizați. 256 de dosare noi s-au înregistrat în luna martie. Tot în primele luni ale anului s-au eliberat 511 repartiții în vederea ocupării unor locuri de muncă. Numărul acestor repartiții va crește însă de acum, având în vedere oferta actuală a posturilor vacante în județul Mureș. 211 joburi sunt puse la dispoziția șomerilor. Vestea bună este că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt așteptate la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, ce va avea loc la Reghin pe data de 19 aprilie de la ora 9.